Informație de ultimă oră în jurnal, mai multe tone de carne stricată au fost descoperite la vamă, la frontiera României. Da, intrăm în legătură telefonică directă cu domnul Constantin Vasilache, purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, pentru mai multe detalii. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Vasilache, spuneți-ne de unde provin aceste tone de carne și unde trebuiau să ajungă? În această dimineață au fost, dar la filtrul de la ghipate a fost identificată o autodubă în care se aflau 2 tone de carne care nu avea documente sanitar veterinare. La vamă în Giurgiu a fost depistat un transport și a fost confiscate 500 de kilograme de pește, care la fel nu avea documente de însoțire. Bun, odată identificat această problemă, ce urmează în cauză? Deci au fost sancționați. Totodată, în urma razziei desfășurate în această dimineață, polițiștii au întocmit 7 dosare penale, 2 pentru infracțiuni de contrabandă, și de asemenea au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 20.000 de lei. Mulțumim pentru aceste informații. Am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu.